Teorose a ieșit la film cu părinții lui Angel Damian. Angel Damian va fi tăticanul viitor și încă evită să vorbească în public despre această mare bucurie pe care el și Teorose o trăiesc. Întrebat dacă este pregătit să schimbe scutece, Angel Damian a evitat răspunsul și nici iubita lui, Teorose, nu este mai generoasă în declarații vis-a-vis de sarcină. Teorose a ieșit la film cu părinții lui Angel Damian. După doar jumătate de an de relație cu Teorose, 25 de ani, actorul și regizorul Angel Damian, 31 de ani, a aflat că va deveni tătic. Angel Damian trăiește cea mai frumoasă etapă a vieții sale, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Prezent la premiera celui mai recent film al său, Oameni de treabă, alături de părinții săi și de iubita Teorose, Angel Damian a oferit și câteva declarații legate de viața personală, respectiv relația cu Teorose și faptul că vor deveni părinți la anul discret. Însă, Angel Damian a ocolit un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă este pregătit să schimbe scutece. În momentul în care voi fi pregătit să vorbesc în detaliu, despre asta o să vorbim, pentru că e un lucru pe care îl facem împreună. Până atunci, mulțumim tuturor celor care ne-au felicitat și care ne urează numai de bine. Încercăm să ținem, deocamdată, treaba asta cât mai pentru noi. Bucuria e o chestiune foarte intimă și dacă o pui, așa, pe o masă publică, ajungi să nu te mai bucuri tu de ea, a răspuns Angel Damian. La 31 de ani, Angel Damian are o viață profesională de succes, iar cea personală este și mai și. După o relație lungă cu Lia Bugnar, regizorul Clanul s-a îndrăgostit acum câteva luni de Teorose și anul viitor vor avea un copil. Sunt într-un punct în viața mea în care am vrut și am sperat să fiu împăcat cu cine sunt. Cu niște proiecte pe partea profesională, care, iată, au un succes sau sunt bine primite și cu o viață personală perfect asumată și punct. A mai spus Angel Damian,